După ce v-am arătat cum se reglează oglinzile, sper că ați înțeles cât de cât din ceea ce am explicat. Cu această reglă de... are un reglaj aici chiar în față de tot, 6 mm. Placajul pe care îl tăiem este un placaj HDF sau MDF de 2,5 mm. Din câte observați, aceasta este distanța de focalizare pe care noi lucrăm. Bun, pentru a face probă și a vă arăta exact ce am lucrat noi aici, vom da un decupaj de cerc, dar haideți totuși să-i dăm un punct de puls, să-l vedem. L-ați observat? Este foarte, foarte, foarte mic. Sper că este destul de precizat. Bun. Ce putem face cu acest punct? Tăiem. Ne pare rău, a scăpat. Am uitat să-i dau inevitabilul origin pe care... am adus din nou la locul faptei, îi dăm origin, tăiere. După cum vedeți, am tăiat o bucată de placaj de HDF de 2,5 mm. O să încercăm să o scoatem de aici. Vedeți? Curată. Curată. Pe toate părțile, inclusiv pe marginea exterioară. Și haideți să vedem setările care le-am folosit pentru această tăiere. Deci, așa cum puteți observa, este viteză de 30 cu putere de 40. Sper că v-a fost util.